Vă salut, băieți! După cum bine știți, sunt Florin de la Regal Fish. Magazinul nostru, după cum știți și voi, se află vis-a-vis de Mall-ul Veranda. La stradă, băieți, la stradă. Noi suntem primii, noi conducem oborul. Deci, să țineți minte, Regal Fish e numărul 1 aici. Să și vede acolo sus pe geam, eu cu prietenul meu. Și bineînțeles, voi cunoașteți acum este mașina asta, da? Ia să-mi scrieți în descriere și în comentarii să văd dacă știți acum e mașina, da? Fratele meu nu se știe. Cine filmează? Cine? Altcineva. Uitați-l acolo sus. Suntem noi de nedespărțiți, voi nu știți. Noi, ba la pește, ba în filmări, ba peste tot, mă, peste tot. Ce să mai? Haideți să vă arătăm niște modificări care le-am făcut până acum. Pe lângă faptul că o să mergem la pescuit și o să prindem foarte mult pește, care bineînțeles că o să vi-l arătăm și vouă, o să facem câteva transmisiuni de astea în live, în direct, să le vedeți și voi, da? Mișcările noastre. Vreau să vă arăt cu ce o să pescuim anul ăsta la pește și o să urmeze foarte, foarte cele mai mari surprize de când știți voi, o să le aveți la noi anul ăsta și o să vă surprindă pe mulți, cu multe, multe, multe noutăți care o să ne vină și deja ne-au venit. Și ce o să vină acum o să fie cel mai periculos an. O să vedeți. Haideți să vă arăt. Noi ne-am pregătit deja cu multe, multe, multe noutăți pentru voi anul ăsta și o să vă fac o recapitulare, că am făcut niște schimbări pe aici. Poate nu le mai știți, să vă amintesc despre ele. Uitați câte capete de mincioc avem. Păi noi avem capete de mincioc, câți altă n-are într-o viață, da? Și marea noastră acum, gamă de cârlige. Ia uitați-o cât e de mare, cât am mai panou și cârlige legate, câte cu ochet, cu paletă, pentru feeder, pentru montur, pentru ce vreți voi, nici eu nu mai știu câte sunt, foarte multe, știți că asta le găsiți bineînțeles și pe site www.regalfish.ro. Ia uitați, cu ochet, serii noi, serii 2022, serii de crap, spin, ia uitați, randalinate, cele mai tari vâteje, cele mai puternice. Astea sunt cele mai puternice, trageți de ele cu patentul, nu se rupe, da? Nu se rupe. Seriile noastre de crab, toate mărimile, serii noi de crabăți, serii noi, ia uitați-le, teflonate, astea sunt criminale pentru monturile de crab, sunt criminale. Ce să vă zic, ia uitați ce spine avem, ce a apărut acum, multe, 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 n-are cum să fie un pescar să vină să nu... Să nu-i placă ceva, n-are cum, n-are cum. Ia uitați ce avem, ia uitați, ia uitați și, ia uitați. Hai să vă arăt acum, ia uitați-le, legate direct, da? Sunt legate direct, l-ați luat frumos, ați pus pe metod și pescuiți, pop-up-urile știți? Nu mai e problema acum, avem tot ce vă trebuie deja, deja acum, la ora actuală avem tot ce vă trebuie. Vă dați seama ce e în mai sau în aprilie mai aici, nu o să mai aveți loc. Nu o să mai aveți loc. În stânga mea am făcut un raft dedicat pescarilor de feeder. Toate gramajele, toate modelele, toate mărimile, tot ce vreți voi găsiți aici. Fideriștilor, vă așteptăm. Ia uitați aici, stații, stații. Câte vreți voi, câte modele. Ia uitați, armament, armament băieți, 6. Vorba aia de la 6 din 49, numai 6 sunt norocoase, da? Vă așteptăm aici să le testăm împreună, să le facem probe, să vedeți cum sună. Și bineînțeles, diamantele noastre, marea noastră gamă de diamante care vă așteaptă de la cea mai mare mărime până la cele minuscule, cele mai mici, de 4, de 6. Nu există toate mărimile, toate modelele, toate culorile, toate aromele. Și dacă e nevoie, vi le facem pe loc. Și tot avem. Da? Ia uitați ce vă așteaptă anul ăsta 2022. Ați văzut pescarii ce ne etichetează în postările lor? Că a prins cu produsele noastre, da? Așa o să prinde și voi care nu știți și o să fiți tare mulțumiți. O să vedeți. Ia uite. Ia uite fumigena noastră cum vă așteaptă, băieți. Fumigena este acolo. E la loc de cinste, sus. Aditivii noștri, RGF-ul. Porumbul dulce, e ce să mai, toate băieți, toate, vă așteaptă aici, avem tot ce vreți voi, tot ce vreți, anul ăsta o să fie un an al vostru. Ăsta e raftul tsunami, așa-l denumim noi, ia uitați ce avem acolo,
Nu există. E irezistibil la pește ce vă arătăm noi acum. Irezistibil. N-ai cum. Dacă e doi pești în baltă, unul e al tău. Ce vrei mai mult de atât? Ia uitați porumbul nostru flotan cum stă și așteaptă. Și încă, ce să zic, nu e chiar toate, toate aromele care ar trebui. Dacă peste două săptămâni sau, nu știu, vom pune pe jos, mai ducem pe afară, mai ducem pe sus din ele, mai vedem noi, găsim soluții. Ia uitați ce avem. Aici sus. Rotpoduri, ce model vreți? Câte posturi doriți? Înălțim. Hai să vă arăt ceva. Deja, uite, sunt cu voi de vorbă și avem un drill în direct, băieți, ia uitați. A? Ce ziceți? A? Ia uite, bă, băieți, suntem norocoși, da? Hai că vă deschid apetitul la pescuit. Ia uitați, băieți, dacă nici ăla nu se vede noaptea, zici că e pista de la Otopeni. Da? Când vine pescare la noi, ne întreabă de huse. Huse, tot ce vreți voi avem acum. Orice dimensiune îmbrăcăm, orice lansetă, orice băț, orice feeder, noi îl îmbrăcăm. Avem îmbrăcăminte, toate dimensiunile. A, nu știți prețurile, scuze. Ia uitați-vă acolo sus puțin. Vedeți, avem și cu două compartimente și cu trei compartimente. Da? Nu vă păcăște nimeni, la vedere. Totul vede. Vedeți cât de ieftine, da? Foarte, foarte ieftine. Și avem două modele și cu două compartimente și cu trei. De care vreți voi? Juvenici, avem toate modelele acolo. Ia uitați ce avem aici. Aici avem... Deja am făcut depozit de lansete, că știm că nici voi nu mai aveți răbdare să plecați la pescuit. Băi, fraților, o husă de asta și ce intră ea, vă arăt ce intră. Niște lansete telescopice, dacă vreți. Ia uite, undițe. Bac ce vrei în ea, să nu mai le țineți aruncate pe acolo ca la ne... Ce să mai zic altfel, da? Să ia doamnele de voi că le aveți aruncate, ba, până de bara picheții, da? Uite, vă arăt acum, dacă bețele telescopice. Ăsta i-am pus mulineta, bineînțeles, pe el și intră cu totul, da? Am închis gentuța frumos, nu cu atâta bagaj, pac, frumos. Ce mai vrei mai mult de atât? Cât te costă, bă, o husă de asta? Cât? Cred că e un miliard? Nu e, mă, frate, 35 de lei, dacă e cel mai ieftin la noi. Voi nu știu, 35 de lei? Buzunare? Stop, acum e. Deci are două compartimente, după cum se vede. Și bonus, că nu orice husă e așa. Avem și pentru crăcane separat aici un buzunar, da? Mă, cu alte cuvinte, în asta puteți să puneți și senzorii, și pop-up-urile, și nada, și crăcanele, și tot ce vreți voi, nu contează. Bineînțeles, veniți la noi, vă dăm monturile, le-ați băgat frumos într-un compartiment ăsta de aici, ați plecat, nu mai stați cu ele împrăștiate peste tot pentru 35 de lei. Vă luați una de asta și totul le aveți de-a gata. Băi, fraților, cu alte cuvinte, voi când veniți la noi, nu trebuie să veniți cu nimic, nu? Cu absolut, cu mâinile în buzunar. Înțelegeți? Că noi vă dăm tot ce vă trebuie. Nici nu-ți dai seama că pleci la pește cu o gentuță de asta, da? Ai luat-o frumos după tine, te-ai dus, ai pescuit, îți dăm monturile, îți dăm tot ce îți trebuie. Ai pescuit, ai prins peștele, îi dai drumul, le liberezi dacă e cu eliberare. Ți-ai luat gentuța, ți-o pui undeva în mașină, nu mai știe nimeni că ai fost la pește. Înțelegeți voi, da? Ați văzut pescarii când unii dintre ei zici că pleacă de acasă, că a băgat divorț, unii are dube. Special, când desface eu la duba, cred că n-am un magazin cât de are la dubă. Ce e aia, bă? 4 găleți, 3 șacoșe. Ce e asta, băi, frate? Bă? E urât, nu? Finețe, frate, de la pantof, frumos, elegant. Du la pește, care e problema? Nu e un regulament să te duci la pește îmbrăcat neapărat. A, uite, pantalonii vă așteaptă. Noi vă îmbrăcăm aici, vă dăm haine, tricouri, tot ce vreți voi, veste de salvare dacă plecați cu barca, că e obligatoriu, scaune, să stați pe ele. Voi echipăm complet, nu trebuie să vă luați nimic de acasă, lăsați-le acasă, că noi avem aici tot ce vă trebuie. Și bineînțeles, la jumate.ro, vă știți asta, nu? E o vorbă, știți? La jumate.ro, numai la noi găsiți, stați nișit, că noi știm asta, mai ales acum că toate prețurile o să sară în sus, noi o să ne menținem. Că totuși ne-am gândit la câteva variante, cum facem să rămânem pe zonă, bineînțeles, cum zice fratele nostru Fish Hacker. Nu mai zic nimic de Fish Hacker, cameramanul nostru, că de câte ori mă uit la videourile lui, ne nebunește. Fraților, la noi acum găsiți toate tipurile de nadă, tot ce vreți voi, noi vi le-am adus. Toate aromele, toate pelete, fumigenele noastre, mămăliga noastră celebră, care singură pleacă la pește asta, singură. Ia uitați ce avem aici, câte arome, câte modele, câte culori. Ia uitați ce raft avem aici de nad.
ce să vă dăm? Că avem tot ce vreți. Orice aromă, orice model, nu știu, foarte multe, foarte, și pelete, și tot ce vreți voi. Ce să avem? Avem de feeder, de crap, aromă de vanilie, de miere, de usturoi, de novac, de scoică, secretul regal, vanilie, libelule, viermi, râme, fidere, feeder krill, regal feed, TTX-uri, 2-3 arome de TTX, căpșune, usturoi. Băi, fraților, găsiți la noi ca la un restaurant, în bucătărie. Tot ce vreți, avem un meniu. Și dacă nu avem, vă facem ceea ce nu găsiți oriunde. Veniți la mine, stăm de vorbă cu ce ați vrea să pescuiți la o baltă anume. Bineînțeles, mă puneți să fac o pungă de asta. Că nu o să fac o pungă, în cantitate mai mare, pentru pescuit mai lung. Și vă fac absolut ce vreți voi la comandă. E greu să găsiți ceva, nu o să găsiți nicăieri decât la băieții care fac și nu sunt decât vreo doi. Și dacă n-aveți loc în porbagaj, că le aveți aruncate pe acolo, vă dăm noi genți, că uite câte genți și cât rucsaci avem aici. Tot să băgăm în el, tot să băgăm, nu e problemă. Și plus că eram la varianta, dar nu mai merge cu atâta bagaj după noi, că am văzut că de la un timp mulți, feriți mulți dintre voi bețele din două bucăți. Noi ne-am gândit să vă aducem ceva telescopic. Telescopic, ia uitați-le, bâtele astea. Uite, bâte, dar știi cum sunt? Ia să vedeți. Ia uitați aici, ce inele au. Ia uitați-le. A? Ce acolo? Ia uite. Ia uite. 5.000 plecare și ce lungime are asta? 3.90. Știi cât de țapănă e? Da, e ideea care este de am adus astea. Să le punem, de fapt să punem în gentuța aia mică, nu mai se vede, dom'le, când pleci de acasă, zice vecinii că te muți. Asta le bagi undeva și nu se văd. Și sunt la fel de puternice ca alea din două. Și apărătoare are husă, are tot ce vrei. Da? Astea sunt două dimensiuni, o să le găsiți și pe site, și 360 și 390. Ce se întâmplă cu această lansetă? Este foarte puternică, în primul rând. În al doilea rând, nu ocupă spațiu mașină, asta e ideea. Da? Mulți au mașini mai micuțe, nu le are așa mari. Și în momentul când începi să bagi în mașină, bagi, cât să bagi, că la un moment dat nu mai intră și mai vii și cu lansetele alea, cu husa aia, dacă n-ai porbagaj deasupra, la revedere. Bineînțeles, noi avem lansete lungi, dar trebuie să ai dubă. Dacă n-ai dubă și Logan MCV, la revedere. Avem noi aici săgețile noastre, mă, 360 și 390, astea-s bază. Nu se rupe când punem un tank de la rusesc pe ea, n-ai treabă, dai la somn și la crab cu ea de rup. Normele, deci lanseta noastră din două bucăți, când nu te duci la pescuit, hai ce să faci cu ea, nu dai bani de pe mână. O scoți și bascovorile cu ea, că nu se rupe, stai liniștit. Uite, dacă vrei să vezi asta, ia unul și pune-o pe doamna să-ți dea cu ea pe spate și hai să vezi că nu se rupe. Primul pescar care face asta și filmează și nu se rupe, are un premiu de la noi. Și ca să vedeți că ne-am gândit să facem și varianta din trei bucăți. Acum am făcut și varianta din trei bucăți, ia să vedeți ce se întâmplă și cu asta. Micuță, trei bucăți, super preț, super, o să-l găsiți pe site, da? www.regalfish.ro, să nu uitați asta. Tot ce a trecut prin camera de lua vederi sunt pe site, da? Haideți să vă fac o demonstrație cu lansetă din trei bucăți, da? Ați văzut cât e de mică, dar ia uitați o dată și a doua oră și ia uite-o cât de mare e. Mică, dar se lungește mult, vedeți? Și puternică. Ia uitați ce inele puternice are. Ia uite, tragi peștele cu japca. Și la asta putem să-i punem o mulinetă rusească pe ea și rupe normele. Lumânare, băieți. Ha? Ce ziceți de asta? Ia uite ce blancuri frumoase are. Frumoasă rău. Da? La fel ca aia din două bucăți, că avem și modelul din două bucăți la asta. Asta e noutăți, 2022, băieți. 2022. Vă așteaptă, bineînțeles, la super prețuri. Nu vă spun prețul, vă las să vă uitați voi, că la urmă nu o să mai aveți niște în casă. O să vedeți voi. Foarte, foarte ieftin bățul ăsta. Foarte ieftin și carbon și tot ce trebuie. Uite, o vară că scrie și pe el. Uite ce fel de carbon e, da? Da? Uite-te aici. Ce scrie? Că n-am ochelari la mine, ia vezi. Ah, da. Parcă scrie. Mamă, ce fel de carbon, e 8, mâncați. Deci dacă vă zic prețul asta, nu o să mai cumpărați două, o să cumpărați patru. Și o să faceți și cadou la prieten, că e mai ieftine.
Lasă, intrați pe site și găsiți acolo tot ce trebuie și o să vedeți că am dreptate eu. Eu v-am spus că lumea va scumpi, eu scad prețurile. De ce? Așa gândesc eu. Ia să vă arăt ceva. Să vă arăt ceva. Fiți atent. Băi, să nu filmești prețul să-mi faci acolo, că vreau să-i pun puțin pe gânduri pe băieți. Da? Că sunt mulți curioși acum care se gândește, mamă, ce a făcut pe ăsta pe timpul ăsta? Știe ce fac eu, nu-i problemă. Da? Ia uita să-i băgăm un tank rusesc, să vedem dacă merge. Acum ne dăm seama dacă e bune tankurile rusești, a? Mamă, dar cum cade? Ia uite, bă, băieți. Deci vezi, tankurile astea ale mele rusești merge oriunde, ia uite-l. Singură merge, mă. Ia uite ce viteză are. Nu se mai oprește, bă, băieți. Cum să fac să opresc eu, a? De ce credeți că merge așa? Bineînțeles, la 14 rulmenți, frate, e făcut numai de rulmenți. Băi, asta are mai mulți rulmenți decât are Loganul meu. În toată mașina mea. Ia uite. Baitranul frumos aici. Sac. Ați văzut? Ia să vedem, să facem de fapt o probă, să vedem cum se echilibrează bățul cu mulineta. Ea trebuie să echilibreze cam la o palmă, așa să vă zic eu, o palmă și ceva de la mandrină. Toate lansetele se echilibrează așa, bineînțeles că se întinde vârful și devine puțin mai greu. Ia să vedem, să-i facem proba. Ha? Ce ziceți? Cam asta ar fi, bă, băieți. Cam asta e, ce să mai cade. Despre ce vorbim, mă, băieți? Asta e. Asta înseamnă Regal Fish România. Da? Și, bineînțeles, mulinetele noastre rusești. Rușii, vă așteaptă rușii, băieți. Vreau să vă zic că înainte de a vă cumpăra o muletă și un băț, trebuie să vă orientați și voi, să vedem dacă se echilibrează, nu? Una cu alta. Că nu o să iei o muletă de 14.000 și un băț de 2.10. Da? E clar că se dă peste cap. Mulinetă mare, băț mare. Cârligele pentru cap, uite-le acolo. Vă așteaptă. Noi nouțe, sunt calde astea, băieți, să știi. Va face legea în Bihor și peste tot unde vom merge noi anul ăsta. Undițarii. Chiar uitasem de voi. Ia uite ce avem. Linii, fraților. Pentru voi avem de care vreți. Pe gută, pe fir textil. Țeava noastră celebră. Ia uite-o. Slim. Model frumos, elegant. 6 metri, 7 metri, 8 metri, le găsiți pe site, avem tot ce vă trebuie la pescarii de undiță. Ia uite-le cum vă așteaptă, a? Bineînțeles, cameramanul nostru, Shari Vlogger, are două de obla, ați văzut acolo când pescuiește, că voi le cunoașteți. Negrele noastre așa frumoase, ia uite, putere. De unde are putere, nu? Plutele noastre celebre, ia uitați ce avem, marea noastră gamă de plute. Nu mai stau să vă aleg, băieți. Veniți voi, băgați mâna în ele și vă alegeți pe care vreți. Noi aici avem vreo 2000 de plute. Știți că astea sunt cu starlet. Adică dai asta afară, ai băgat starletul și luminează noaptea, fără probleme. Diferite gramaje, diferite modele, diferite... Diferit tot, una de alta. Foarte, foarte multe plute. 2000 de plute pe un singur astfel. 2000, băieți. Aici, dacă le numărați voi și aveți timp, sunt 2000. Deci aveți de unde să vă alegeți. Nu-mi fac probleme. Plute undițarilor și, bineînțeles, după cum știți foarte bine, invizibilul nostru și 6D aici vă așteaptă pentru voi. Ia uitați-le. Vă așteaptă. Vă las pe voi să vă uitați și la una și la alta și să deduceți voi mai departe. Fraților, deci v-am arătat tot ce am adus. Tancuri rusești. Vă așteptăm, le facem proba împreună. Din momentul de față le găsiți și pe site. www.regalfish.ro este site-ul nostru. Locația noastră, după cum știți, e vis-a-vis de Molul Veranda, București Sector 2, Zidul Moș numărul 4. Să nu uitați, să aveți viață și vin la gheață.